Bună, Sorica! Ca de obicei, oaspe se iau primul cuvânt, comentariul de pe aici. Da, este foarte greu că nu. Încerci să ajungi în final, dar reușești, primești un gol. Sunt 105, dacă nu mă înșel. E urât, dar clar, știam că o să fie un joc greu. Am avut Istar Ghinion să fie meciul la Bălți, însă ne-am pregătit pentru acest lucru. Am luptat-o clar, adversarul are un plus de experiență, perioada mai mare de lucru și are, să spun așa, jocul mai bine pus la punct decât noi. Toate astea am încercat și noi, punctul nostru de vedere, chiar reușisem să facem o fază bună. Chiar prin minutul 89, n-a fost să fie. În prelungire, adversarul a reușit să preia din nou conducerea jocului și efectiv noi n-am reușit din afară să iei. Avem foarte mult jucător cu experiență, noi nu numai jucător de 19 ani pe bancă. Ne-a fost greu în prelungire. Am primit și un gol, însă asta nu micșorează victoria adversarului, care cred eu una peste alta a fost un adversar redutabil. Bravo lor, le doresc mult noroc. Ну, интересная кубковая игра. Может быть, у нас было чуть больше моментов, чем у соперника. Ну, и у них были хорошие, явные моменты, они их не использовали. Мы забили дополнительное время и выиграли. Хочу поздравить футболистов с хорошей игрой и болельщиков с огромной поддержкой. Пока неизвестно, кто будет нашим соперником в финале кубка. Что я могу сейчас решить? Кто будет, тот и будет. Следующая игра с Мелсами. Мы должны сначала... Вариативный состав? Да, мы сначала должны пройти игру с Мелсами, а потом... Sportiv, la toți cei cu mine. Ce-ți gândit din aștia așa să ieși? Da, asta este programare. Ne-am reușit astăzi să le facem în sărbătoare așa cum trebuie. Sunt 70 de ani, un grup puternic, un grup mare. Noi, v-am spus, am încercat tot ce cu toate forțele noastre, am încercat să ne scoatem ceva bun, să fim în finală. Însă se pare că mai avem foarte multe lucruri și în același timp, chiar dacă jucătorii noștri unii dintre ei au o impresie foarte bună, asta nu înseamnă că se ridică la nivelul foarte, un nivel foarte ridicat. Trebuie să înțeleagă că sunt tineri și încă nu poate să joace într-un campionat când joci cu echipele acestea care sunt puternice în toate punctele de vedere. O să facem întăriri și cu siguranță o să arătăm cu totul și cu totul altfel în vara aceasta. În rest, la mulți ani Zimbrului și suporterilor, bine le dorim și sperăm ca în viitor să-i facem fericire.